Salutare tuturor! Bine ați revenit pe canalul meu! Știu că sunteți foarte nerăbdătoare ca să continuăm lucrul la Rochița Miss. Știu că sunteți foarte multe care ați început acest proiect minunat împreună cu mine și nu pot decât să vă mulțumesc din suflet. Pentru cine vede acest tutorial, să știți că aveți și prima parte la Rochița Miss, am publicat-o și aceasta este cea de-a doua parte în care vom croșeta împreună spatele și urmează și cea de-a treia parte, cireșica de pe tort, în care vom croșeta partea de jos, un model fantastic. Și pentru că am primit foarte multe întrebări cu privire la mărimile mai mari, v-am făcut un live, o să vă pun în colțul de sus din dreapta linkul către acel live în care vă explic matematic, să spunem așa, cum procedați dacă începeți cu mai multe piciorușe duble. V-am dat un exemplu dacă începeți cu 77 de piciorușe duble, dar vă explic acolo și dacă aveți mai multe piciorușe duble. De asemenea, pe pagina mea de Facebook, tutoriale de croșetat și tricotat, aveți poză cu cele două foi, cu explicațiile, dacă aveți o mărime mai mare. Am zis că dacă în live nu s-a văzut foarte bine, doar ați auzit, să aveți și poză cu ceea ce v-am scris eu, pentru că vreau să vă iasă și vouă la perfecție și să fiți și voi mândre așa cum sunt eu. Bineînțeles, firele le găsiți în magazin la Vio, Violete Happy Needles, dacă doriți să vă alăturați acestui proiect. Aveți nevoie de o croșetă de 1,6 mm. Bun, eu am început deja spatele pentru că am fost plecată și am profitat în mașină și am croșetat. Și o să vă explic acum, este foarte simplu, o să vă explic pas cu pas cum am făcut. Așa cum bine știți, la fiecare jumătate din față, eu am început cu 67 de piciorușe duble și pentru spate, să zicem că avem nevoie de două jumătăți, am făcut probă cu 134 de piciorușe duble și era prea mare, pentru că știți, noi sânii avem în față și nu în spate. Așa că trebuie să adaptăm și să ne măsurăm și de aceea insist să începeți din prima cu piciorușe duble, pentru că de când am descoperit această metodă, este aurul meu. Așadar, începeți și pentru spate, tot cu piciorușe duble din prima și măsurați. Măsurați să vedeți cât este lățimea, cum ar veni lățimea spatelui, pentru că dacă aveți sânii mai măricei și să zic începeți cu 80 și ceva de piciorușe duble pentru o jumătate, 160-170 de piciorușe duble pentru spate s-ar putea să fie cam mult. Așa că cel mai bine e să începeți din prima cu piciorușe duble și să vă măsurați, să rugați pe cineva să vă pună pe spate sau pur și simplu pe acel maiou care vă vine la perfecție, cum v-am explicat în prima parte. Pentru spatele meu, eu am convenit că am nevoie de 118 piciorușe duble. Prin urmare, la primul rând am 118 piciorușe duble. Am continuat și am croșetat de la rândul 1 până la rândul 17, inclusiv câte un picioruș dublu în fiecare ochi și am avut, ia uitați, 118 piciorușe duble la fiecare rând. Așa cum bine știți, pentru a urma acest croi, pentru a avea scăderi pe partea aceasta, deci în margini și la spate, de la rândul 18 până la rândul 23 inclusiv, va trebui să avem câte două scăderi, adică o scădere la începutul rândului, o scădere la sfârșitul rândului. Și la rândul 18 am rămas în 116 piciorușe duble, la 19 în 114, la 20 în 112, la 21 în 110, la 22 în 108 piciorușe duble, iar la rândul 23 în 106 piciorușe duble. Și uitați cât de frumos se vede pe margine, da? Atât în dreapta cât și în stânga. Pentru părțile din față am continuat cu scăderile de la rândul 24 până la rândul 33 și la fel va trebui să facem și la spate, da? Să avem același croi. Și ia uitați cum am făcut eu. De la rândul 24 până la rândul 28,
Nu am vrut să merg până la 33 pentru că ar fi fost prea înalt. Am probat și am zis că este suficient. Ascunde și sutienul, partea aceasta, dar prea mult în sus nu mi-a plăcut cum vine. Așadar m-am oprit la rândul 28 aici și am continuat cu breteluța, o să vă explic. Deci, de la rândul 24 până la rândul 28 am avut câte 4 scăderi. 2 la începutul rândului și 2 la sfârșitul rândului. Adică aici și aici. Deci acesta este rândul 28. Am ajuns la rândul 28 în 86 de piciorușe duble. Acum este momentul să continuăm și va trebui să mergem în sus cu breteluța, dar eu încă nu am ajuns la 15 piciorușe duble să am același număr ca și la bretelutele din cele două părți din față. Și ce facem? Vom face un calcul foarte simplu. Va trebui să ne punem un marcator, astfel încât, exact din acest punct, noi vom continua cu rândul numărul 29. Și avem 29, 30, 31 și 32, pentru că la 33 trebuie să avem 15 piciorușe duble. Și calculăm. 15 piciorușe duble, câte va trebui să avem la rândul 32 la sfârșit, deci să începem rândul 33 cu 15 piciorușe duble, plus 2, adică câte ochiuri scad la începutul rândului, 2 ochiuri, ori câte rânduri am descăzut, 4, 29, 30, 31, 32. Și avem 15 piciorușe duble plus 2 înmulțit cu 4, 2 înseamnă câte ochiuri se scad la începutul rândului și 4 rândurile acestea, v-am explicat mai devreme, și ne-a dat 23. Asta înseamnă că la rândul 29 numărăm de la dreapta spre stânga 23 de ochiuri și punem marcatorul în ochiul numărul 23. Asta înseamnă că la rândul numărul 29 numărăm de la dreapta spre stânga 23 de ochiuri și punem în ochiul numărul 23 marcatorul și știm că aici noi ne vom opri. O să vă inserez și o fotografie. De data aceasta vom continua întâi în partea din dreapta, da, să terminăm breteluța aceasta, iar apoi ne vom prinde și în partea cealaltă, la fel numărăm de la stânga spre dreapta, 23 de ochiuri și punem aici marcatorul. Așadar, am terminat rândul 28 în 86 de piciorușe duble și v-am spus că nu vom continua în porțiunea asta, vrem să fie gol. Am pus marcatorul în ochiul numărul 23, iar la rândul numărul 29 vom rămâne în 21 de piciorușe duble. Ne-am oprit 23 de ochiuri. Avem 2 scăderi, 23 minus 2, 21. Apoi ne întoarcem și vom scădea la sfârșitul rândului, pentru că avem nevoie numai pe partea asta de scăderi. Și vom scădea tot la fel la sfârșitul rândului, tot 2 ochiuri. Vom ajunge la 19 piciorușe duble, apoi vom începe un nou rând, rândul 31, și vom scădea la începutul rândului și vom rămâne în 17 piciorușe duble, ne vom întoarce rândul 32 și vom scădea la sfârșitul rândului, vom rămâne în 15 piciorușe duble. Iar apoi am continuat breteluța de la 33 până la 49, am câte un picioruș dublu în fiecare ochi, prin urmare 15 piciorușe duble la fiecare rând. Iar dacă voi aveți o mărime mai mare, la fel trebuie să calculați. Trebuie să țineți cont de faptul că la rândul numărul 32 va trebui să rămâneți în 15 piciorușe duble. Și v-am explicat calculul, o să las și foaia puțin mai mult. Deci am nevoie de 15 piciorușe duble, am 4 rânduri, îmi programez câte 2 scăderi pe rând și adun 15 plus 8, 23 și pun marcatorul. Am făcut partea din dreapta și vom continua. Am pus marcatorul în ochiul numărul 23, mă voi prinde cu firul exact în acest punct. Și voi începe să lucrez și în partea cealaltă, mă prind cu firul.
Deci acesta este rândul numărul 29. Voi ridica un picioruș dublu. Și exact așa cum v-am spus mai devreme, va trebui să avem două scăderi. La începutul rândului să avem același croi. Asta înseamnă că următoarele două piciorușe duble le vom lucra împreună. Încercați să luați mai multe bucle de aici, de la baza ochiului, să se așeze foarte frumos, să nu apară găurele. Deci două piciorușe duble împreună, am o scădere, alte două piciorușe duble împreună, cea de-a doua scădere. Și continui cu câte un picioruș dublu în fiecare ochi, până unde am marcatorul. Am terminat rândul 29, am rămas în 21 de piciorușe duble, am întors lucrul, voi continua cu rândul numărul 30, ridic primul picioruș dublu și voi continua cu câte un picioruș dublu în fiecare ochi. La sfârșit va trebui să scad, îmi voi opri 5 ochiuri pentru că voi avea două scăderi. Al doilea. Am ajuns la sfârșitul rândului, mai am 5 ochiuri. Voi avea prima scădere, lucrez două piciorușe duble împreună și astfel din două ochiuri rezultă unul singur. O altă scădere, două piciorușe duble împreună. Vedeți, iau mai multe bucle, astfel încât să nu se formeze aici găurele. Iar în ultimul ochi voi face un picioruș dublu. Ia uitați, trag de fir să am înălțimea corespunzătoare. Și am terminat rândul numărul 30, am rămas în 19 piciorușe duble, întorc lucrul și voi continua cu rândul numărul 31, va trebui să rămân în 17 piciorușe duble. Ridic piciorușul dublu la începutul rândului și voi avea două piciorușe duble lucrate împreună, adică prima scădere. Din nou, două piciorușe duble lucrate împreună, cea de-a doua scădere. Și voi continua cu un picioruș dublu în fiecare ochi până la sfârșitul rândului. Și așa cum am spus, voi termina rândul în 17 ochiuri. Am terminat și rândul numărul 31, întoarcem lucrul, continuăm cu rândul numărul 32, va trebui să rămânem în 15 piciorușe duble, asta înseamnă că la sfârșitul rândului vom face ultimele două scăderi. Ridic primul picioruș dublu și continui cu câte un picioruș dublu în fiecare ochi și mă opresc la ultimele 5 ochiuri pentru a face ultimele scăderi. Au mai rămas 5 ochiuri, două piciorușe duble lucrate împreună, prima scădere, alte două piciorușe duble lucrate împreună, a doua scădere, și ultimul picioruș dublu. Și am terminat și rândul numărul 32. Am rămas în 15 piciorușe duble, exact numărul necesar pentru a continua cu breteluța noastră. Voi croșeta de la 33 până la 49, exact cum am făcut și în partea aceasta, câte un picioruș dublu în fiecare ochi și voi avea la fiecare câte 15 piciorușe duble și ia uitați, exact ca la cele două părți din față, avem pe margine și la spate același croi.
Dacă voi doriți ca spatele să fie și mai decoltat, puteți să vă opriți nu ca mine la rândul 29, ci la rândul 26. Și atunci cum calculați? O luați invers. Vedeți, nu degeaba am făcut tot timpul anului lecții cu sofica mea, care a terminat clasa a patra. Am mers, e ca metoda mersului invers. M-am gândit așa, cu câte piciorușe duble trebuie să termin eu rândul 32? Pe cu 15. Asta înseamnă că unde trebuie să pun eu marcatorul astfel încât să încep rândul, da? Să ajung tot la piciorușele alea duble. Am nevoie de 15 piciorușe duble și câte ochi uscat, câte două în margine ca să formez croiul acela, câte rânduri? În cazul meu au fost 4 rânduri. Dacă voi vreți să vă opriți la spate, să fie mai decoltat spatele la 26, mai puneți 3 în plus. Și aici aveți 7. 15 piciorușe duble plus 2 ori 7 egal. Și obțineți numărul la care trebuie să puneți marcatorul, ochiul respectiv, astfel încât să fie așa, un spate perfect. Eu voi continua și voi termina breteluța și revin cu spatele finisat. Am terminat și cea de-a doua breteluță, prin urmare spatele este gata. Ce trebuie să faceți în continuare? Cu o ață de probă, o altă culoare, vedeți voi, eu am folosit un alb, uniți în partea de sus cele două părți și probați și vedeți dacă este bună înălțimea breteluței. Dacă nu este bună, mai deșirați un rând, două sau după caz. Eu am probat când am terminat breteluța din partea dreaptă, nu am mai avut răbdare și era perfect. O să fac o altă probă acum și o să ne revedem în cea de-a treia parte, în care o să continuăm în partea de jos cu modelul. Am cusut în partea de sus, am probat și este perfect, deci eu rămân la 49 de rânduri, atât la față cât și la spate. Mi-am pus aici și un marcator, astfel încât să știu unde voi uni la sub braț și voi coase așa, potrivind rândurile, pentru că avem același număr de rânduri, de la sub braț până jos. Iar apoi vom continua cu modelul din partea de jos a rochiței. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne revedem curând! Pupici!